Călăraș. Sunt fericit să văd că suntem atât de mulți și atât de puternici și că cetățenii din Oltenița și din Călăraș știu ce partid trebuie să voteze ca să le fie bine. Dar haideți să mai spunem încă o dată, care este partidul pe care vă puteți bizui în Oltenița și în Călăraș? Care este partidul? PNL! 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 Dragi prieteni, pe 25 mai vă așteptăm la vot. Sunt vremuri grele, dar sunt șanse bune. Sunt vremuri grele pentru că avem de luptat cu un partid social-democrat care încearcă să acapareze România. Dar sunt șanse bune pentru că niciodată n-am fost atât de mulți. Niciodată n-am avut un sfert din primarii României. Niciodată n-am avut o treime din președinții de consilii județene. De aceea, pe 25 mai, vă așteptăm cu toți la vot să votați PNL. Doamne ajută! Succes PNL! Dau cuvântul colegii mele, Raluca Surdu. Bună seara, Oltenița! Și pentru că suntem aici adunați cu toții, nu pot să nu vă enumăr pe toți. Știți că vă iubesc și vă prețuiesc. Bună seara, Cășcioarele! Bună seara, Chirloj! Iar în Călăraș, Partidul Național Liberal este cea mai mare forță politică. Hai, PNL! Știm cu toții cât de important este ca duminică să ieșim la vot. Și este important pentru noi toți, pentru copiii noștri, pentru țara noastră. Pentru că în Parlamentul European se iau decizii extrem de importante pe care noi le trăim zi de zi în viața noastră. Așa că nu trebuie să vă spun de prea multe ori, pentru că știți bine ce aveți de făcut. Ieșim duminică la vot, dar nu ieșim singuri. Ieșim cu prietenii, ieșim cu vecinii, ieșim cu rudele, cu tot cartierul dacă e nevoie. Pentru că noi trebuie să învingem, pentru că suntem cei mai buni. PNL! Vă mulțumesc, vă iubesc, vă respect și ne vedem duminică la vot. Hai, PNL, victorie! Bună seara, liberali! Bună seara, bine v-am găsit! Am marea plăcere să vă transmit salutările președintelui Partidului Național Liberal, Crin Antonescu! Regretă enorm că nu este astăzi cu noi, este la Bruxelles, acolo unde pentru Parlamentul European poate și vrea să câștige. Este acolo pentru noi, pentru toți liberalii din țara aceasta. Să-l aplaudăm pe viitorul președinte al României, Crin Antonescu! Dragii mei, cred că în spectrul de culori trebuie să băgăm o nouă culoare, galben de Oltenița.